Salut, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi ne aflăm în Comuna Stănești, realizăm un interviu cu primarul Comunei Stănești. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi în Comună! Spuneți-ne, domnule primar, ce ați reușit să faceți în perioada aceasta scurtă de timp de când ați fost ales primarul Comunei Stănești? În ceea ce privește infrastructura, am reușit să asfaltăm un kilometru 100 aproape drumul de la Vălari la Pârvulești, pe PNDL-ul, inclusiv șanțuri dalate. De asemenea, avem în derulare asfaltarea drumului sătesc DS1 Stănești linia mică, pe 1,9 km, deja un kilometru s-a făcut. Mai e diferența, în câteva zile, 2-3 zile, se va rezolva și acest drum. De asemenea, în comună am reușit să mai aerisim puțin, dacă pot să spun așa, comuna, în sensul că am mai tăiat bălării, mărăcini, vegetație pe marginea drumului, la cimitire, la cimitirul Stănești, la cimitirul Călești. De asemenea, am adus lemne pentru școala Călești, care este, care are încălzirea pe lemne. Și de asemenea, am făcut revizia la cele două școli pentru revizia la gaze, pentru a nu avea probleme cu alimentarea cu gaze. Stăm mai prost cu proiectul cu alimentarea cu apă, merge în ce lucrare, deși e făcut în proporție de 90%, dar lucrează foarte încet echipa de acolo. Avem să introducem curentul electric la școala, la centrul de informare turistică și la stația de purificare apei de la Vaidei. Am negociat, am discutat deja cu o firmă care au spus că vor face proiectarea și până la 15 decembrie vor introduce și curentul. Nu avem alimentare cu curent nici la punctul de informare turistică, nici la stația de apă. Deci acolo ne vom lega de transformatorul respectiv și cu punctul de informare turistică și cu stația de epurare a apei. Alte probleme sunt problemele curente ale primăriei. Mai avem iarăși pe satele Obrejea, Măzăroi, Călești, Bălani, nu avem drum modernizat și lucrăm la balastarea lor. Încercăm cât de cât să mai aranjăm drumul, pentru că sunt multe gropi, măcar să nu fie probleme cu măcar zona cu gropile. Nu avem posibilități așa mari să facem prea multe, dar măcar să mai nivelăm puțin și să mai punem ceva material pe unde sunt gropi. De asemenea, am rezolvat o problemă destul de importantă cu iluminatul public. Erau sate în care iluminatul era problemă, erau puține lămpi, se mai arseseră becuri, în special satele Obrejea, Bălani, care nu au nici drum modernizat și stăteau proști cu iluminatul. Am achiziționat lămpi și cu forța de muncă proprie, adică cu angajații primăriei, le-am instalat ca să nu plătim manoperă. De asemenea, și balastarea o facem, cumpărăm numai materialul și o facem cu utilajele proprii. Că nu avem posibilități, deoarece bugetul e slab și stăm foarte prost cu banii. Deci drumurile din cele patru sate nu au fost asfaltate niciodată, nu, sunt balastate. Da, sunt numai balastate. Avem un proiect, e aproape gata, mai avem ceva probleme cu avizele și așteptăm să-l depunem pentru finanțare undeva. Noi am fi vrut pe PNDR-ul, pe măsura 7.2, era vorba că se deschide o fereastră, o mică sesiune de vreo câteva zile. Știam că în octombrie deocamdată nu s-a dat drumul, atunci ar fi fost foarte bine ca acest proiect. E vorba de proiectul de asfaltare Obrejea-Bălani, 4,4 km, Curpen-Vălari, 1,8 km și satul Vaidei, 200 de metri. Acestea le-am prins în același proiect pentru a avea punctaj. Avem populație puțină, puncte slabe, avem aici la capitolul populației, industrie, nu avem, ca să avem niște întreprinderi ca să ne ajute la punctaj. Și în felul ăsta am legat în mai multe sate de acest proiect.
Dacă ne va reuși, deci suprafața e cam 6,8 km lungimea, vor fi și șanțuri dalate, sunt în proiect și dacă reușim undeva să le punem, să obținem finanțare, e o treabă extraordinară. De fapt, pentru asta am venit la primărie, că am promis la cetățeni și ar fi ca o operă de capital pentru mine, ar fi extraordinar să reușesc și cât de repede. Oamenii nu mai au răbdare, au mai avut răbdare, sunt zone neacoperite, rămase în urmă în comună și în felul ăsta oamenii nu mai așteaptă, deja sunt nerăbdători. Și sunt și eu, lucrez contratimp pentru a putea să rezolv cât mai multe treburi. După aceea, dacă vom reuși cu acest proiect pe fonduri europene, celelalte mai rămân niște bucăți, mai rămâne satul Vălar și în celelalte sate câte o bucată de drum neasfaltat, acelea le vom putea face pe buget local. Aveți probleme mari de rezolvat. Odată la infrastructură, drumul e neasfaltat, balastate, e destul de dificil de mers, mai ales când este timpul ploios, iarna. Ați rezolvat problema iluminatului public, curățenia, spuneați că erau foarte multe bălării pe marginea drumului. Spuneți-ne legat de centrul de informare turistică. Spuneați că n-a fost raportat până acum la curent, la energie electrică. Da, păi funcționează pentru că e un racord împrumut de curent de la o firmă care este vis-a-vis de centrul de informare. E o societate USOPA care a fost preluată de un investitor care exploatează lemne din munte și s-a împrumutat curent de acolo. Deci e un fir tras de la racordul lor către noi, dar este al dânșilor. Suntem tolerați acolo și au zis dânșii că s-ar putea să ne facem racordul nostru. Dacă tot aveți un centru de informare turistică, aveți și pensiuni, adică turiștii au unde să se cazeze și cam ce pot să vadă turiștii în zona dumneavoastră? De văzut, decorul e frumos, avem munții, pădurile, Valea Șușiții, o zonă foarte frumoasă, numai că acolo drumul este destul de stricat, mai ales că cei care exploatează lemnul îl tranzitează drumul, dar nu prea repară. Altceva, ca turism, ca pensiuni, deocamdată nu avem, sunt niște proiecte în derulare, sunt câțiva cetățeni care și-au făcut proiecte, deja au avut vizita în teren a celor de la AFIR și cred că în foarte scurt timp vor începe lucrările, vor avea finanțare și atunci câteva pensiuni se vor ridica în cel mai scurt timp și în comuna Stănești. Asta va atrage turiști și probabil, sau cel mai probabil, va câștiga comuna Stănești. Pentru că aici sunt cetățeni care au produse, au animale și la aceste pensiuni se vor putea desface produsele tradiționale din localitate. Dacă ar fi să discutăm despre activitatea culturală la nivelul comunei, care ar fi aceea? Aveți un cămin cultural? Ce activități? Avem două cămine culturale, la Stănești și la Curpen. Deocamdată nu este director de cămin, pentru că eu am fost director de cămin și am venit primar. Încă nu am scos postul la concurs, postul este liber. Există o formație de fluierași cu băcițe. Formația de fluierași cu băcițe a avut o tradiție de aproximativ 60 de ani. A fost înființată prin anii 50 cu localnicii care cântau la fluier, femeile, băcițele care cântau solo. Problema este că în timp s-au dus cei bătrâni, unii au murit, alții sunt prea bătrâni ca să mai participe la formație și acum mai mult copii. Copiii de la școlile generale din comună, pardon, participă, sunt pregătiți de câteva doamne care au fost cadre didactice în comună și ne prezentăm la diverse festivități. Avem pastorala florilor la noi, unde participă, de asemenea am fost la Polovraj, Dragotești, în anii din urmă și pe la Jina am ajuns. Deci unde suntem? Bălești, iarăși am fost Turcinești anul acesta. Unde suntem invitați, participăm. Căminele culturale în ce stare se află? Spuneați că aveți două cămine culturale. Stare mai bună oarecum ar fi căminul din Stănești,
dar suntem în lucru cu un proiect pentru reabilitarea lui. Deocamdată e la stadiu de proiectare. Căminul cultural din Curpen, care este într-o stare mai proastă, s-a făcut un proiect de fosta conducere care s-a depus la Compania Națională de Investiții. Deocamdată nu știu care e situația, că nu am fost anunțat dacă avem finanțare sau nu. Dacă s-a aprobat, trebuie să mergem la București, că și la proiectele astea le depui și trebuie să aștepți. Deci va trebui să luăm și Calea Bucureștiului să vedem care e situația cu acest proiect. Avem proiectul cu Căminul Cultural din Curpen, depus și proiectul cu sala de sport, care de asemenea așteptăm, nu știm în care e situația. Vreți să faceți o sală de sport? Sau? Da, este un proiect al fostei conduceri, fostului primar. L-au făcut, l-au depus, au fost promisiuni de pe vremea guvernării PDL, în fine n-au ajuns, încă nu s-a, nu știm nimic care e situația. Deci va trebui și pentru asta să mergem să ne interesăm. Că minele culturale sunt vechi? De cât timp? Minele culturale nu sunt, de pe vremea, din jur de anii 60 s-au construit. De fapt sunt destul de vechi, dacă căminul de la Stănești, cel din Curpen, tot cam aceeași perioadă. Pe vremurile alea se făceau cu muncă voluntară, participau cetățenii, în fine, mai sunt probleme la acoperiș, s-au mai reparat, dar va trebui o revizie generală, o reparație capitală, pentru că poate să fie pericolul să cadă tencuiala, tavanele. Deci, o echipă de fotbal aveți la nivelul comunei? Echipa de fotbal nu mai funcționează de 2 ani, a fost echipă din 1999 până acum 2 ani, a fost desființată și eu am vrut să o reînființez anul ăsta, să o înscriu în campionatul județean. Probleme de bani, că am preluat mandatul târziu, deci la sfârșitul lunii iunie. Am încercat, fotbaliștii acum vor bani și am renunțat pentru anul ăsta. Anul viitor probabil că o vom reînființa și o vom înscrie în campionatul județean. Vorbeați de bani. Care este situația financiară la nivelul primăriei Stănești? Bani nu avem, stăm prost, nu avem nici arierate, din punctul ăsta de vedere stăm bine. Avem lucrări făcute la proiectele astea pe PNDL-ul și Ministerul Dezvoltării și pe lucrări din septembrie ne-au sistat finanțarea, așteptăm rectificare de buget. Ar fi vorba că în decembrie va fi o rectificare și se vor achita lucrările făcute pe PNDL-ul. Avem un drum pe DS1 Stănești linia mică, din proiect din bugetul local. Iarăși așteptăm ceva bani din altă parte ca să reușim să ne plătim ce se va lucra. O parțial s-a plătit, am plătit 5 miliarde, la proiectul de 15 miliarde. Deci va trebui la sfârșit să mai scoatem 10 miliarde de undeva. Nu știu de unde va fi greu. Care este starea unităților de învățământ din satele componente? Cât aveți? Avem 3 școli generale, gimnaziale, de fapt, acum se numesc gimnaziale. Școala Stănești cu clasele 1-8 și grădiniță. Școala Curpen cu clasele 1-4 și grădiniță. Și școala Călești cu 1-2, că de fapt clasa 3-a și a 4-a s-au transferat la Stănești și cu grădiniță. Starea lor este acceptabilă, relativ bună. Am mai avut ceva probleme pe la acoperiș și am reparat. Ceva zugrăveli s-au făcut. Problema este cu școala Stănești, cu grupul social. Grupul social, toaletele la una din clădiri este în curte și nu se mai acceptă așa ceva. Avem un proiect de 2 miliarde, așteptăm să se ia toate avizele necesare, proiectul este făcut ca să ne putem apuca să luăm avizul ISU, să ne putem apuca de construcția grupului social. Sumele sunt cam mari, dar vom vedea ce putem face. Am fi vrut să ne apucăm în această toamnă. Sper că ne-au mai întârziat proiectanții și cu problema de la ISU, dar s-ar putea. Dacă vine frigul mai repede și înghețul, nu vom începe anul ăsta, vom începe la anul, că nu vreau să ne apucăm să construim și după aceea să înghețe
și să cadă pereții sau că, să cadă tencuiala, că s-au mai făcut lucrări iarna și astea nu țin, se fac degeaba. Sunteți pregătiți pentru iarnă? Utilaje, material antiderapant? Da, utilajele, am comandat material, de fapt din Sipu putem să-l aducem oricând, am comandat vreo 2 tone de sare. Utilajele, avem probleme cu tractorul, deci suntem în ceva cu discul de ambreiaj și am contactat o firmă ca să vină să schimbăm, ca să putem să fie în regulă. Boldul excavatorul merge, dar apar defecțiuni, dar astea le rezolvăm. Deci astea sunt utilajele care le avem noi, un bol de excavator RAM Italia și un tractor Belarus. Spuneți-ne dacă aveți probleme pe fond funciar. Probleme ar fi, n-am mai constituit comisia de aproximativ 2 luni, am tot schimbat la comisie, n-avem secretar, a venit secretara veche la servici, a stat 2 zile, a plecat iarăși în medicale, am tot schimbat comisia, cadastrist, am avut contract cu o firmă, am reziliat, am făcut un contract cu altă firmă și chiar pentru mâine am stabilit o ședință de fond funciar că s-au adunat probleme și trebuie să le rezolvăm. Avem probleme cu obștea Schela, între obștea Schela și obștea Curpen. Obștea Schela solicită vreo 50 de hectare de teren care dânsii spun că ar fi al dânșilor. Obștea Curpen susține că dimpotrivă este al lor și deja suprafața aceea este validată, a fost validată către Obștea Curpen. Dar a fost un proces, Obștea Schela a câștigat procesul, dar procesul să validăm sau invalidăm și după aceea vreau să vor judeca. Deocamdată noi am validat în luna martie suprafața aia de 50 de hectare, cei de la Curpen contestă, acum să vedem că Comisia Județeană au întors, ne-au trimis înapoi dosarul, să vedem ce vom face mâine la comisie, ca să vom studia iarăși documentele, să vedem cine are dreptate, dacă vom face validarea sau invalidarea. Mai sunt cetățeni care încă sunt nerezolvați cu probleme de fond funciar, s-au adunat niște cereri care le vom studia mâine. Care este cea mai mare problemă cu care vă confruntați în această perioadă? De fapt, de când a fost ales primarul comunei Stănești? Păi, problema ar fi că nu poți să faci prea multe dacă nu ai bani. Încă o problemă este cetățenii noștri s-au învățat să arunce gunoaie peste tot, să nu-și mai taie mărăcini din fața terenurilor, de pe marginea drumului. Sunt care ne ară drumurile, ară terenurile și ară până în drum și nu respectă curățenia, drumurile se deteriorează și iar le reparăm greu. Lumea e cam săracă, sunt probleme, sunt crescători de animale iarăși care țin animale, nu au unde să le valorifice, e greu, sunt mulți care nu au venituri. Și avem în spatele nostru, cum s-ar spune, la ajutoare sociale, trebuie să presteze muncă, trebuie să-i păzim. Ca să efectueze orele. Și aceea trebuie să punem oameni după ei, că din conștiință nu face nimeni. Deci sunt tot felul de probleme. Acum asta cu proiectele astea în derulare, încercăm să vedem cum facem rost de bani. Alegeri parlamentare în luna decembrie. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la viitorii parlamentari? Eu am o reticență în ceea ce privește Parlamentul României, cel puțin Parlamentul de acum. Cred că e cel mai prost parlament care l-a avut România vreodată. Sunt și foarte mulți, ceea ce nu e normal. Cheltuie banii țării. Când au intrat în Parlament și au mărit salariile și au dat pensii speciale, în loc să se gândească că în România lumea e din ce în ce mai săracă. Oamenii sunt săraci, la școală nu se mai prea duc copiii, sunt fel de fel de probleme. Ori parlamentarii nu interesează decât interesele lor, buzunarul lor. O să vină în campanie electorală în Comuna Stănești. Ce le veți spune? Am să-i duc pe niște terenuri, pe
de fapt, prin satele unde nu e asfaltul, nu e drumul rău, să vadă și dânsii cum este. Am să le arăt zonele și cele frumoase, dar am să le arăt și zonele nerealizate, unde sunt nerealizări, să vadă și cum este să trăiești acolo. Am să le arăt și oamenii care sunt mai săraci și ce mă deranjează la ei, că de 4 ani de zile n-am mai venit niciun parlamentar pe aici. Acum 4 ani era o grămadă prin sate cu tot felul de promisiuni. De 4 ani n-am văzut niciunul pe aici. Și am să le spun. Deși probabil că nu le pasă, nu contează. Ei vor obține voturi, îi vor momi cu ceva pe cetățeni, cu promisiuni, că acum nu mai merge cu să-i mituiască cu ceva, că nu le mai permite legea. Dar altceva ce să le spun? Le spune să le fie rușine sau să facă ceva, dar oricum nu vor face. De ce să le fie rușine? Spuneți pentru faptul că n-au mai trecut de 4 ani pe aici? Probabil că vor veni unii care au fost deja în Parlament, care sunt în Parlament, și atunci ar trebui să lor să le fie jenă, să mai vină să ceară ceva. Și cei care au ajutat cu ceva, de exemplu Comuna Stănești, poate merită ceva respect, dar nu prea sunt din ăștia. N-am văzut niciun parlamentar care a ajutat Comuna Stănești? Păi din câte știu eu, nu prea. Nu. Nu. De câte ori s-au dus și fosta conducere, pardon, au promit, când te duci la ei, păi nu pot, stai, vin o altă dată. Nu, pentru Stănești, nu prea. Să fie în campanie electorală? Am să merg cu cei de la partidul meu, voi merge, pentru că sunt membru la PNL-ul și normal că voi merge. Acum avem câțiva oameni buni în frunte cu domnul Vâlceanu, care n-a mai, în fine, s-ar putea să fie mai bun decât alții și normal că voi merge cu dânsii. La veșii noastră l-ați avut senator pe domnul Tudor Barbu. Ce a făcut domnul senator pentru... E la partidul meu, dar pentru Stănești nu cred că a făcut ceva. De fapt, vedeți, până acum 5 luni conducerea a fost PSD la Stănești și eu am fost membru PSD. Tânsul a fost la alt partid, dar pentru Stănești nu am cunoștință. Am mai fost pe colegiul un deputat, pe colegiul nostru, Rotaru, după nume, un băiat tânăr. L-am văzut atunci, de la Dan Diaconescu a fost la partid. De atunci nu l-am mai văzut. Da, și spune oamenilor să-l voteze pe domnul senator Tudor Barbu, dacă spuneți că nu a făcut nimic pentru Stănești, pentru Gorj? Va fi greu, fiind la partid, probabil că da. Ce mi-a plăcut la Tudor Barbu? El în campanie electorală și la legile locale, pardon, a mers prin sate, a discutat. Mie îmi place și cum discută la partid. Acum, cei membrii de partid prin Gorj, unde nu-l agrează, dar totuși ca impresie așa mi-a făcut o impresie bună. Dar ca realizări... Nu are realizări. Nu. Bine. Nu multe pentru toate aceste amănunte. Bănuiesc că aveți un portofoliu destul de important la capitolul proiecte pentru 2017, că aveți și multe probleme de rezolvat. La portofoliu, da, ar fi... Bine, proiectul ăsta care lucrăm cu asfaltul, care probabil vom depune, dacă nu anul ăsta, anul viitor... Ceva piste de biciclete vrem să facem, deci reabilitarea căminului de la Stănești pentru anul viitor, că se va termina proiectarea și vom vedea unde putem să-l depunem. Iarăși am vrea să preluăm drumurile din munte, de exemplu drumul de pe Valea Șușiței. Am vrea să-l preluăm de la Silvic spre primărie, va fi cu hotărâre de guvern, va dura 2-3 ani, am înțeles că durează, și atunci vom face un proiect de modernizare și vrem ca să stimulăm și turismul. Centrul de informare turistică îl avem și atunci dacă am face și drumul acela să-l preluăm și să-l modernizăm, va fi ceva foarte bun și va atrage turiști. Avem probleme cu apa pe la niște sate, Vălari, Pârbulești, care au parțial apă, va trebui să rezolvăm și acolo, canalizarea, fiind apă nu este nici canalizare, avem și asta în plan, și celelalte ce vor rămâne, satul Vălari, care e neasfaltat, vreau să-l facem și pe acela
cât de repede, fapt, în mandatul meu vreau să termin și aș vrea să termin, să asfaltez tot ce a rămas, ca să fie, să rămână ceva după mine, că nu se știe după aia, poate vin alții. Măcar să știu, să am o mândrie că am făcut ceva pentru locuitorii comuni. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Mulțumesc și eu. Vă mai aștept. Încerc să fac cât de mult în asta. Încercați să faceți treabă, că aveți multe probleme de rezolvat. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Dialog Social în Comuna Stănești. Ați urmărit, oamenilor și domnilor, un interviu cu primarul Comunei Stănești. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.